Bărătătoții, Tiamo, piesa pe care am auzit-o acum între prieteni la Radio România Actualități, este cadrul perfect pentru ca invitata de astăzi să ajungă în studio aici între prieteni. Este vorba despre Sonia Grindanu, vă spuneam ceva mai devreme că este de 3 ori campioană mondială și de 16 ori campioană europeană la Ushu Kung Fu. Bună ziua, Sonia! Mulțumesc pentru prezența de astăzi! Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație! Aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă că te pot vedea live pentru că noi transmitem acest interviu și pe pagina noastră de Facebook România Actualități și dacă sunteți curioși și doriți să aflați mai multe detalii despre acest sport și despre Sonia Grindanu, ne puteți trimite întrebările sub forma unor comentarii. Sonia, mă uit la tine, ești atât de firavă și prima întrebare <laughs> care îmi vine acum în minte este cum de n-a reușit acest sport, un pic dur din punctul meu de vedere, să îți atingă feminitatea? Da, este într-adevăr o întrebare bună. În general, fetele care practică sporturi de contact tind să capete trăsături un pic mai, să zic, mai puțin feminine. Însă, cred că aici este și frumusețea ușului, pentru că ușul are atât partea aceasta de luptă, full contact, cât și partea demonstrativă, Taolu, cea pe care o practic eu în competiții. Practicând în Taolu, să vă dau un exemplu așa, seamănă foarte mult cu, cu solul de la gimnastică sau cu patinajul artistic. Sau trebuie să faci o, o rutină cu, cu tehnici marțiale și cu elemente de dificultate. Am înțeles, de aici vine eleganța ta, nu? De aici vine eleganța, dar asta nu înseamnă că nu fac și partea de luptă la antrenament. Îi spuneam ceva mai devreme lui Dan Creța, colegul meu, care astăzi vă însoțește pe Facebook, să fie foarte atent cum se comportă cu tine, nu de alta, dar știi foarte bine să, să te bați. Despre Sonia, știu că s-a apucat de acest sport de când era mică, dacă nu greșesc. Aveai șapte ani, Sonia, nu? Aveam șapte ani când am început să merg cu regularitate la, la antrenamente. Altfel, pot să zic că. M-am născut în sala de sport, tatăl meu fiind uh, antrenor de ușu. Este un sport foarte complex, care presupune de asemenea multe tehnici, în primul rând o pregătire fizică foarte bună, dar despre toate aceste lucruri vorbim ceva mai târziu. Mă bucur că ai amintit despre tatăl tău, unul dintre fondatorii acestui sport la noi în țară. Exact. De da. la el ai pasiunea, de la el, pentru, um, pasiunea ușu. pentru ușu. Uh, el este specializat pe, pe partea de luptă, mai mult decât pe partea de de forme pe care o practic în competiții și de aceea am și început cu partea aceasta de luptă, însă ușor-ușor am trecut către ceva care mi se potrivește mai bine din punctul meu de vedere. Tatăl tău te-a antrenat, nu? El da, este da, antrenorul da, da, tău. El este antrenorul Cum se desfășoară meu. antrenamentele? Ceea, imaginez practic o scenă dintr-un film <laughs> în care un tată își învață fetița tehnici de luptă. Ușu. Da, la început totul a pornit în joacă și cred că așa e cel mai bine să înceapă orice copil sportul în general, prin joacă. Nu, nu făceam ușu doar la antrenament, făceam și pe acasă, aveam un pic de timp liber, mai era ta o tehnică, însă ulterior, pe măsură ce am crescut și am început competițiile, s-a schimbat s schimbat un pic abordarea pentru că, așa cum spuneai mai devreme, pregătirea fizică este de asemenea foarte importantă și... În perioada precompetițională am două antrenamente pe zi, dimineața partea de, de condiție fizică și seara partea de tehnică. Deci, cumva... Îți mai amintești momentele acelea în care mâinuțele tale erau, că erai mică. Erau legate cu scoci? Da, cum să nu? <laughs> cum pot uita. Povestește-ne. Da. <coughs> în, în, rutina aceasta pe care trebuie să o prezentăm la concurs, contează foarte mult detaliile. Până și un deget ținut greșit îți poate lua medalia. Și atunci avem câteva tehnici care presupun ca degetele să fie lipite, cam așa, pentru cei care ne, și văd. Da. E greu să ții Domnul Sonia arată de... acum, pentru cei care da, nu văd, Sonia arată acum către lipite. cameră cum s-ar trebui ținute degetele. Cum ar trebui ținute deget, exact. Foarte lipite. Uh, da, pentru un copil e destul de greu. N-ai Și pentru un, un citar, adult. Și pentru un adult, da, și mie mine e greu. Și atunci, ca să fim învățați să menținem degetele așa, mi-am da, lipit, mi lipit degetele cu scotch și așa așa m-am antrenat. E adevărat că i-ați bătut pe chinez la ei acasă? Da, am câștigat toate cele trei titluri mondiale, am câștigat la, la competiții din China, la campionatele mondiale care au avut loc în China. O să. Te, o, o să. O să. O să. O să vorbim despre aceste lucruri ceva mai târziu. Vreau doar să le reamintesc celor care ne ascultă acum. Sonia Grindanu, de trei ori campioană mondială, 16 ori campioană europeană la Ușu Kung Fu, este invitată de astăzi între prieteni. Transmitem live pe Facebook și dacă aveți întrebări pentru Sonia Grindanu, le puteți posta acolo în comentarii. Um, nu am să înțeleg niciodată de ce un obiect feminin și foarte la modă în anumite perioade istorice, este vorba despre evantai, a fost folosit ca armă și am văzut câteva imagini chiar și cu tine. Ce rol are acest Vantai? Așa cum spuneai, e un obiect, e un obiect feminin. Nu te aștepți ca un evantai să fie o armă. În trecut, evantaiele care se foloseau ca și arme aveau ca niște mici cuțitașe în vârf și, practic, acele erau în cazul unei uh, tăieri la nivelul gâtului put, Puteau fi letali Însă, mă rog, acum Un obiect cum, care păcălește, păcălește foarte păcălește mult Păcălește astea, pentru că păcălește că, nu știu, da. Mai ales folosit de o, de o femeie De o femeie, da. nu știu, fermecătoare Frumoasă, cu un evantai <laughs> pe care îl flutură da, Oarecum da, da, într-un da, mod seducător da. Acel evantai, aproape că nu te aștepți Să aibă mm, cuțitașele exact, de care exact, amintești da. Te-ai antrenat și tu cu un asemenea evantai? Uh, nu, nu m-am antrenat, m-am antrenat doar cu varianta de, de competiție care, evident, este din plastic și nu are, nu e nimic periculos la el. Sonia, pe mine mă fascinează foarte mult poveștile despre luptătoare în general și cred că fiecare își face o imagine uh, aceea a cea și a femeii seducătoare care reușește să pună la punct, uh, la pământ aproape orice bărbat. Pe tine ce poveste te-a fascinat în toată această perioadă? De când ai întâlnit acest sport? Mi-au plăcut foarte, foarte mult filmele tradiționale chinezești, apoi filmele de acțiune în care joacă Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, acestea chiar pot să zic că m-au fascinat și m-au inspirat să, să mă antrenez mult ca să devin și eu la fel de bună ca ei, la fel de rapidă, la fel de precisă în tehnicile pe care le fac. Și apropo de antrenament și de povestea degetelor lipite cu scoci pe care ai zis-o ceva mai devreme, am, am citit o declarație scurtă de-a ta, m-a impresionat foarte mult și te -aș, am profitat de faptul că ești acum lângă mine să, să ne spui: te antrenezi o viață pentru o secundă. M-am simțit deasupra lumii auzind imnul țării cântând pentru mine și am fost deasupra lumii pentru o secundă. Cât contează această secundă, Sonia? Da, exact cum spuneam, de a o viață pentru, pentru acea secundă și uh, eu sunt de părere că adică eu atunci când plec la o competiție mă gândesc că vreau să fiu mai bună decât am fost eu la ultima competiție. Nu mă gândesc niciodată că vreau să-mi înving un adversar sau nu. Singurul meu adversar sunt eu. Și atunci când am reușit să, să cucerez primul titlu mondial, uh, exact asta am simțit că m-am depășit pe mine și că am fost cea mai bună o secundă. Merite să faci schimbul acesta, să dai o viață de antrenamente pentru o singură secundă? Merită, merită. Din toată inima spun că merită. Nu se compara nimic cu sentimentul pe care pe care-l ai atunci când câștigi și atunci când îți cântă imnul și. Uh, da, reușești să fii, să fii practic cel mai bun la Spune ceea, sincer, ceea ce faci. De câte ori a plâns tatăl tău <laughs> <laughs> pentru această secundă? A, nu a plâns. Nu. 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 E un om foarte, foarte puternic și. Îl apreciez foarte mult pentru asta și încerc să fiu și eu măcar 10% așa puternică cum e. Campionatele mondiale au loc de cele mai multe ori în Asia. Acolo Probabil că cei care au ajuns deja știu că este vorba de cu totul o altă lume. Sunt convinsă că și cei care participă la asemenea campionate sunt altfel. Percepția mea despre ei că sunt poate un pic mai organizați, de ce nu chiar și mai educați? Da, într-adevăr. În, în sportul de performanță, în general, nu doar în ușu, trebuie să ai foarte, foarte multă disciplină și organizare, altfel nu ai cum să ajungi să faci performanță. Dar, într-adevăr, asiaticii sunt ceva aparte. Au uh, respect mult mai mult, în general, respect față, față, de, față cine? de oameni, față de lucruri, față de activitățile pe care le desfășoară uh, Zilnic. ți ar plăcea să trăiești în China? Mi-ar plăcea, da. Mi-ar plăcea și foarte mult. De ce n-ai făcut-o până acum? Nu. Am avut alt drum. Sunt fericită și aici. Am petrecut o lună pentru antrenamente în China. Mi-a plăcut. Îmi place foarte mult mâncarea chinezească. Îmi place uh, clima de acolo, adică m-aș putea adapta fără nicio problemă, dar uh, nicăieri nu-i ca acasă. Și mă bucur că spui aceste lucruri, Sonia, pentru că cei pasionați de acest sport te pot găsi aici acasă. Și mai cu seamă, uh, chiar așa, există o vârstă limită pentru a te apuca de. Nu, 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 nu. Există, uh, nu știu, uh, există undeva la peste 300 de stiluri uh, 300 diferite. De, le știi pe toate 300? Nu, nu, nu. <laughs> nu cred că le știe cineva pe toate. Dar da. uh, Tai Chi, cred că ai auzit de Tai Chi, mișcarea da, aceea da, pentru da, sănătate. Da. Pe urmă Shaolin, călugări, Și de asta am auzit, shaolin, da. Dar toate fac parte din ușu. Uh, de aceea există pentru absolut orice persoană o părticică deci se de poate ușu. apuca se de poate ușu, poate ușu oricine, și la și orice la vârstă. 80 de ani și la 4 ani. Bănuiesc că la vârsta fragedă ar putea să... Mă rog, e nevoie de o vârstă fragedă pentru a deveni campion. Pentru performanță, pentru clar. Pentru da, performanță, cu mai clar. repede, cu atât mai bine. Undeva da. la 5-6 ani, eu deja trebuie să începi. Foarte utilă această informație pentru cei care doresc da. să-și ducă un copil la ușu. Sonia, de ce recomazi acest sport? Ce aduce el în plus față de alte sporturi? Disciplina marțială și respectul. Asta cred că este un aspect care, nu știu, care face ușul să fie un pic deasupra altor sporturi. <laughs> Pentru că avem și sport, parte de pregătire fizică, efectiv, și partea culturală, partea de filozofie, cumva se îmbină armonios în ușu. La concursurile internaționale, cum ești privită de concurentele tale din Asia, de exemplu? Pentru că știu deja că ai un palmares, un palmares foarte consistent și valoros. Da, sunt surprinsă, într-adevăr, că cineva din Europa reușește să, să concureze cu ele. E clar că informația este mult mai multă acolo, mult mai bună acolo. Cumva accesul la, la tehnici, la informații este, cumva lor le mai ușor, să zicem, să ajungă la, la performanță. Dar, așa cum spuneam și despre mine, că nu nu mă gândesc niciodată că vreau să-mi înving vreun adversar, ci doar pe mine, așa se gândesc și ele. Și am întâlnit oameni minunați din toate colțurile lumii, practicanți de ușu. Nu există in rivalitate, invidie. Nu. Nu. Este vorba tot de acea e, educație. Suntem și de o mare respect. familie. Și la competițiile internaționale Singurul și cel mai mare adversar al meu Sunt chiar eu, sunt cuvintele tale, de Sonia exact. De ce oare nu este atât de mediatizat acest sport? Sunt convinsă că sunt ascultători Care știu de, de, de sportul acesta Însă din mesajele pe care le primim pe Facebook Încă sunt oameni care Acum aud pentru prima oară de, de ușu, poate că au mai auzit de Kung Fu Dar de ușu Uh, mai puțin. Da, nu știu să, <gâng> să spun de ce. Probabil că mă rog, cel puțin la noi în țară, fotbalul este, ocupă toată atenția. Stică, noi românii ne pricepem la două lucruri, la politică <gâng> exact, și la fotbal. Exact, exact, exact. Dar putem din când în când să găsim și uh, alte sporturi care să ne atragă atenția. Mai avem 49 de secunde, Sonia, ți le ofer. <laughs> ți le ofer pentru a transmite gândurile tale celor care acum te descoperă prima oară sau celor care vor să meargă pe același drum cu tine. Uh, recomand uh, tuturor practicarea sportului în general. Mm, nu, fie că e vorba de ușu, de not, de gimnastică, de orice sport. E important ca oamenii să facă sport și e important ca cei mici să facă sport și îi rog pe toți părinții care se uită la noi să-și uh, îndrume copiii către un sport. Mulțumesc! Este concluzia de astăzi cu Sonia Grindanu, invitată în studioul Radio România Actualități. Sonia este campioană mondială și europeană la Ushu Kung Fu. Vă amintesc că puteți revedea acest interviu pe Facebook pentru că acolo am transmis live. Mulțumesc, Sonia! Mulțumesc și eu mi plăcere Și să gânduri bune întotdeauna cu drag din partea prietenilor de la radio. Mulțumesc!